Lostrița de Vasile Voiculescu Comentariu literar Vasile Voiculescu s-a născut în anul 1884 în satul Pârscov din Munții Buzăului. După terminarea facultății de medicină și susținerea tezei de doctorat în 1910, Vasile Voiculescu a exercitat cu pasiune și devotament profesia de medic în numeroase localități din sudul țării. Primul său volum de versuri poezii a apărut în 1916, cu puțin înainte de intrarea României în războiul mondial. Înrolat ca medic, el s-a distins de-a lungul întregii campanii prin abnegație și spirit de sacrificiu, fiind decorat cu coroana României de virtute militară. Prin volumele de poezii, pârgă și poeme cu îngeri, Vasile Voiculescu se impune ca poet de plin cu un univers distinct. Postum, în 1966, apar volumele de povestiri Capul de Zimbru și Ultimul Berevoi. Vânătoarea, pescuitul, eresurile sunt puncte de plecare pentru o proză cu suport magic și mitic, în care limita dintre real și fantastic este eludată. Lostrița a fost inclusă în volumul Iubire magică tipărit în anul 1966 și alături de pescarul Amin la și lacul rău se inspiră din lumea fabuloasă a pescuitului, văzut ca o practică ancestrală, una dintre puternicele legături ale omului cu natura. Universul adâncurilor constituie o matrice originară în care diferențele dintre om și pește se atenuează. Această fascinație acvatică o găsim în lostrița, povestire fantastică în care sunt speculate vechile credințe populare despre forțele nefirești risipite în lume pentru a fi formulat astfel un avertisment cu privire la urmările grave în care se expune cel tentat să atingă un absolut. Eroul întâmplărilor este un țăran pescar, aliman, pentru care, în mod firesc, simbolul absolut devine lostrița, regina peștilor din apele de munte. Este un pește pe care în chip firesc nu-l prinde deci un absolut care îi se refuză. Pentru a prinde lostrița care îl fermecase, Aliman recurge la puterile unui vrăjitor, lepădându-se de lumea lui Dumnezeu. Este răsplătit imediat. Apele bistriței, umflate ca un potop, îi aduc o fată frumoasă, de care, după ce o salvează, se îndrăgostește. După un timp în care cunoaște fericirea, mama fetei vine și o ia pe fată în satul lor de munte. După îndelungate căutări și cercetări, Aliman află că se îndrăgostise de fapt de o fată din alt veac și i-a vândută deavolului și preschimbată probabil în știmă. Descumpănit, Aliman își pierde speranța și după o vreme se însoară cu o fată din sat, trădându-și astfel iubita pierdută. Visul pe care îl are în noaptea de dinainte anunții se făcea că se însura cu lostrița și îl cununa bătrânul vrăjitor. Dezvăluie nu numai un suflet chinuit de remușcări și de nostalgii, ci și sensul profund al gestului magic săvârșit de bătrânul vrăjitor, ce avea faima de a fi un fel de stăpân al apelor. La nuntă, Aliman bea fără măsură, iar vestea reapariției lostriței îl face să-și părăsească mireasa și să alerge pe râu în căutarea reginei peștilor. Surprins de potopul bistriței dezlănțuite, Aliman moare încercând să o crotească lostrița prinsă. Imaginea Dramatică figurează lumea căutătorilor de valori absolute, care devine victima propriei aspirații. Atmosfera povestirii este de bas, identificabilă atât în derularea epică în fantastic, precum și în natura unor fapte și personaje născute dintr-un miracol magic. De la început, suntem introduși într-o atmosferă fabuloasă, Scriitorul, folosind formule de narare specifice basmului, prin care ni se atrage atenția că vom fi martorii unor întâmplări ieșite din sfera realului. Citat: Nicăieri, diavolul cu toată puița și nagodele lui nu se ascunde mai bine ca în ape. Dracul din baltă se știe, este nelipsit dintre oameni și cel mai amăgitor, în felurite chipuri, de la luminița care pâlpâie în besele nopții și trage pe călătorul năucit la adânc, până la fata șuie care se scaldă în vultori și nu-i decât o știmă vicleană, cursă pusă flăcăilor neștiutori să inece. Pe bistrița, necuratul rânduise de multă vreme o nagodă cu înfățișare de lostriță. De sus de la izvoare și până dincolo de piatra, peștele naibei se arăta când la bulboane, când la șuvoaie, cu cap bucălat de somn, trupșui de șalău și pielea pestrițată auriu cu bobițe roșii ruginii ca a păstrăvului. Încheia citatul. Între celor două planuri, real și supranatural se realizează în jurul momentelor de indecizie ale lui Aliman. Dacă la început lostrița nu este altceva decât un pește care nu se lasă prins, treptat se naște o poveste de dragoste în cadrul unei povești vânătoare între om și pește, amintind de mitul sirenei sau alondinei. Intervenția vraciului care îi dă o lustriță lucrată în lemn în schimbul credinței sale, aici apare motivul faustic, împinge povestea într-o zonă halucinantă, magică, legătura cu realul fiind estompată. Curiozitatea cititorului este sporită de ambiguitatea condiției fetei. Este peștele preschimbat în fată sau numai o întâmplare a adus-o pe fată purtată de apele învolburate ale bistriței. Se amintește încă din prologul textului de știma vicleană cursă pusă flăcăilor neștiutori. De altfel, descrierea fetei are în ea o stranietate care sporește echivocul originii. Scoasă din vâltoare, ea nu înghițise apă deloc a zâmbit izbăvitorului ei, s-a uitat speriată la lumea adunată și a cerut mâncare. Oamenii vedeau cu uimire cum se usucă repede straiele pe ea. Fota, opincile, ca și când n-ar fi fost udă niciodată. Au mai băgat de seamă că are părul despletit pe umeri, citat, ca niște șuvoaie plăvițe răsirate pe o stană albă. Ochii de chihlimbar verde-aurii cu strilici albaștri erau mari, rotunzi, dar reci ca de sticlă. Și dinții, când i-a înfipt într-o coajă de pâine întinsă de aliman, s-au descoperit albi, dar ascuțiți ca la fiare. Am încheiat citatul. Dispariția fetei Căutarea acesteia, imposibilitatea găsirii și identificarea aproximativă într-un secol trecut sporesc misterul. Fantasticul situațiilor se naște din ambiguitate. Citat: Pe acest joc incert al imaginii ostriței, care pare a fi când pește, când fată, niciodată fată și pește în același timp, am încheiat citatul se constituie tot restul textului până la finalul indecis în plan fantastic al ultimei întâlniri de astădată în apă dintre Aliman și Lostriță. Epilogul nu clarifică, ci din potrivă reia ideea știmei, consacrând legenda. Citat Ia colindă în sus și în jos malurile bistriței. Urcă odată cu cărăușii coboară cu plutașii, stă pe loc cu copiii. Dar se mișcă necontenit alături și în rând cu lostrița fabuloasă, care nu-și găsește stâmpăr, când fulgerând ca o sabie bulboanele, când odihnindu-se pe plavii, cu trup de ibovnic întinsă la soare, în calea flăcăilor aprinși și fără minte. Am încheiat citatul. Poveste de vânătoare și de dragoste totodată, imprevizibilă în derularea faptelor, Lostrița este încărcată de semnificații profunde privind aventura omului în căutarea idealului absolut. Păstrând proporțiile, povestirea lui Vasile Voiculescu reia la o altă scară drama capitanului Ahab, vânătorul balenei albe Mobidic. Etapele povestirii ar putea fi astfel figurate dacă lăsăm de o parte prologul. Real, fascinația pentru un pește rar. Miraculos, iubirea dintre aliman și fata sălbatică. Real, cu elemente de miraculos, este când reapare fascinația pentru lostriță. Momentul capital, acela care dă povestirii profunzimea cea mai mare este momentul fantastic, situat la confluența dintre cele două drumuri. Unul duce spre lumea neverosimilă a basmului, altul spre determinarea, cauzalitatea vieții obișnuite. Fantasticul reprezintă aici un popas, nu un capăt, ca de altfel în toată novelistica lui Vasile Voiculescu.